Salutare! Astăzi ne vom uita împreună peste foarte multe lucruri interesante. Vom discuta despre SEI, despre USDT, despre Ethereum, despre Gala, o grămadă de subiecte interesante, un like și un comentariu dacă îți place ceea ce postez. Înainte să trecem la subiectele bombă din ziua de astăzi, o să vă prezint și două proiecte. Acest proiect de PIN, denumit Blockless, care a strâns 8 milioane de dolari în pre-seed și se pregătește să se lanseze în cripto. Și mai avem încă un proiect, acest joc video Cross the Ages, care a strâns 3,5 milioane de dolari în timp ce se pregătește lansarea tokenului. De ce vă prezint în fiecare marți aceste știri? Pentru că nu este finalul ciclului în cripto. Se strâng bani. Smart money, VC funds, cum vreți voi să le ziceți, bagă bani în cripto. De ce ar băga acum bani dacă n-ar ști? Ar scoate bani mai mulți, nu? Nu este finalul, dragii mei. Orice corecție în piața cripto momentan este de ca să zic așa, de pe termen scurt, mediu, la un moment dat își revine și vedeți și voi aici prețul Bitcoin care a explodat și mai ales Ethereum. Aveți un pic de răbdare. Spre finalul videoului discutăm în detaliu și despre Ethereum. Ce să vă mai zic? Păi, încă o știre de nașpa din partea celor de la Gala Games. Au avut un exploit foarte mare, 240 de milioane de dolari, echivalenți în token Gala, au fost mintați pentru un exploit și cei din cadrul proiectului, dați seama ce pot să zic, că este un incident izolat și așa mai departe. Acum va fi din nou tot un V2, un upgrade și așa mai departe. Hackerul, din păcate, a reușit să vândă 600 de milioane din tokeni pe acest Uniswap, acest exchange descentralizat. Și dacă îi să punem așa în dolari, ar fi 29 de milioane de dolari la data prezentă. Acum, ce să zic, zic de foarte multă vreme pe acest canal, faptul că în cripto, din păcate pentru noi, nu se prea pune așa preț pe securitate. Dacă dorești să te alături unei comunități de sute de persoane, apasă butonul Join și o să ai acces la foarte multe beneficii, începând cu prioritate la răspunsuri, videouri în avanpremieră, videouri exclusive, live-uri săptămânale, acces la Discord. Suntem aici pentru a face bani în spațiul cripto. Dacă vrei să faci și tu bani alături de noi, apasă butonul Join și ne vedem în comunitate. Foarte multe proiecte se grăbesc să lanseze tot felul de proiecte, upgrade-uri și așa mai departe și nu le testează temeinic. Pentru că asta înseamnă timp pierdut, asta înseamnă hype care nu mai vine, asta înseamnă bani pe care proiectele nu îi mai fac. Și atunci, dați seama, mai închid un ochi, mai așa mai departe și e așa o luptă între hacker și developerii proiectelor și dați seama orice chichiță, orice securitate unde se găsește, mai bine zis, o breșă de securitate este exploatată. Sper să se rezolve, să nu mai fie probleme și în viitor. Sper să nu fi fost afectați. Acum, eu nu mai dețin Gala de multă vreme. Am vândut atunci la procesele acelea între fondatori, am făcut swap în Solana, hai să trecem mai departe. Când uităm pe partea de inflow-uri în Bitcoin, avem iară un nivel foarte mare, 942 de milioane de dolari au intrat în Bitcoin. Și oare de ce? Pentru că din nou avem încredere din partea investitorilor. Cum a crescut un pic prețul Bitcoin? Cum dintr-o dată oamenii au încredere? Când văd verde, ce capătă? Încredere! E de bine să cumperi ceva dacă e pe verde. Când e pe roșu, aoleu, se duce la zero. Nu, 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 nu. Ori nu mai cumpăr, ori vând tot. Ca de fiecare dată vă zic, deși e așa un pic contraproductiv și greu, noi în investiții, orică e cripto, orică e bursă, trebuie să fim pe dos, cum gândește majoritatea. Noi trebuie să gândim invers, cum propriul nostru creier ne spune. Când tu vezi o clădire care arde în flăcări, ce faci? Te ferești de ea, te dai la o parte. Noi trebuie să fim ca acei pompieri care efectiv intră cu curaj într-o clădire în flăcări. Așa trebuie să intrăm noi în investiții dacă
Vrem să facem mulți bani. Dacă nu vrem, nu intrăm, stăm cu banii în depozite, poate niște obligațiuni, împrumutăm statul român, că statul român e viitorul și când tragem linie, la sfârșit, peste mulți ani, ne vom plânge ce pensie mică de căcat îmi dă statul român sau din ce stat mă urmăriți. Păi, de ce să nu ne facem împreună, singuri, o pensie baban? Nu vă înțeleg. Cei care nu vreți să investiți, pe cei care investesc, vă înțeleg, sunt cu voi, fraților, până la final, până la capăt, facem saci de bani din spațiul cripto și să ajungem la această știre, care are legătură și cu videoul meu care l-am făcut despre Mica, despre Mihai Daniel, nu vă mai zic că e link în descriere, găsiți acolo pe playlistul Just for Members. Kraken spune că va menține USDT pe exchange-ul său în Europa, pentru că începeau să ajungă așa la urechile mele în ultima vreme, de la abonați, membri, nu știu dacă erau chiar și membri, doar abonați sau persoane care mă urmăresc și le mulțumesc, că vine un baubau, vine un baubau pe USDT, USDT își va pierde peg-ul, aoleu, aoleu, USDT va fi banat în Europa și așa mai departe. Cei de la Kraken, care sunt un exchange din America, dar sunt extinși la nivel mondial, îi spun că cât timp totul e ce trebuie, ei nu vor renunța la USDT și, și nu vor retrage de pe exchange-ul lor paritățile. Și aici vedem foarte frumos, cum spun ei, că și cu acest Mica, ei vor menține USDT, cel mai mare stablecoin din cripto. Până la urmă, voi trebuie să înțelegeți că toate aceste entități care controlează USDC, USDT și așa mai departe, fac deja ceea ce trebuie, astfel încât să respecte ceea ce Mica aduce în vara aceasta. Au știut de foarte multă vreme ceea ce trebuie să facă, să respecte, pentru a putea să fie în continuare oferite în Europa. Nu mai plecați, fraților, urechea la tot felul de persoane care încearcă să vă sperie, să câștige notorietate, vizualizări și așa mai departe, folosindu-se de teamă. Mica e ce trebuie. E reglementare și uite cum se leagă, numai puțin, ce scrie aici în articolul ăsta? Brazilia pregătește să scoată reglementarea lor până la finalul anului pentru cripto. Europa o face deja, face și Brazilia același lucru. Ce vă tot zic? Una câte una din țările lumii va ajunge la reglementarea spațiului cripto. Și e de bine, vă mai zic încă o dată și promit că nu mai zic, că v-am săturat. Avem reglementare, avem încredere, o să avem bani frumoși care intră în spațiul cripto. Vreți mulți bani să facem? Îmbrățișați reglementarea. O știre super tare din partea celor de la SEI. Au venit în sfârșit cu această propunere să facă acest upgrade, să aducă EVM compatibility. Acum pe românește compatibilitatea cu mașina virtuală cel de la Ethereum, acest SEI 2.0 despre care se vorbește de foarte multă vreme, va aduce inclusiv paralelizare EVM. Ei au spus, cei din cadrul fundației au anunțat luni, adică ieri, că a venit în sfârșit de când aștept această știre, se auzea așa pe surse de multă vreme, cei din comunitatea de pe Discord știau, noi am cumpărat SEI când a trebuit, dacă vreți și voi, link în descriere. Și după ce se va implementa acest upgrade, care v-am zis, spune SEI 2.0, ce vom avea pe SEI? High Performance Parallelized Ethereum Virtual Machine EVM, care va duce la creșterea capabilității rețelei și ce va aduce acest lucru de fapt? Va fi foarte ușor ca SEI să aducă și să crească foarte mult pe DeFi. Dacă noi ne uităm în prezent și suntem sinceri, realiști, deci nu suntem moon boys, SEI stă foarte prost pe DeFi, a prins foarte puțin, nu are tracțiune, nu se compară cu Avax, cu, hai să zic cele mai noi, cu SUI, cu Aptos, e mic, 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 mic acolo cu 3 milioane de dolari. E foarte puțin, e rușinos, dar prin acest V2, prin acest upgrade, acum vă dați seama că va dura până se va implementa, vor avea în sfârșit compatibilitatea directă cu mașina virtuală celor de la Ethereum, vor avea și paralelizare, deci vor fi și rapizi și compatibili și atunci va fi foarte ușor ca și developer să portezi aplicații, să-ți aduci DeFi de pe ecosistemul Ethereum spre ecosistemul SEI.
și această implementare va face pe cei de la SEI să concureze cu celelalte chain-uri paralelizare, care folosesc paralelizarea, cum ar fi Monad, Neon și acum vă mai zic eu unul, Phantom, Sonic și o știre, de fapt două știri interesante din cadrul proiectului EigenLayer și Fundația Ethereum. Doi researcheri foarte importanți din cadrul Fundației Ethereum se duc și ajung consilieri la EigenLayer, acest protocol de restaking. Unul este Justin Drake și celălalt, aoleu, am încurcat știrile, mai era încă unul, dar se pare că mi-am încurcat pe aici, acum le-am ordonat. Deci sunt doi developeri, două persoane foarte importante din cadrul Fundației Ethereum ajung ca și consilieri în cadrul EigenLayer. Asta e de bine. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, că îți dă mai multă încredere în acest protocol care vine cu niște chestii interesante. Acest restaking e ceva ce nu a mai fost auzit până acum în acest ciclu. Și o știre din partea celor de la Grayscale, CEO-ul lor, papa, un șut în fund și va fi înlocuit de un veteran din partea aceasta tradițională financiară de la Goldman Sachs. Și oare de ce este înlocuit șpițul la fundulică? Păi, uitați-vă și voi ce s-a întâmplat cu Grayscale de când s-au lansat ETF-urile pe Bitcoin. Au scăzut în dețineri foarte mult, sunt aproape depășiți de cei de la BlackRock. De seama, a fost un eșec total și atunci, de seama, Michael Sonnen, Shane, Brian vrea, trebuie să plece. Pa, pa, pa. Acum rămâne de văzut dacă vor reuși să oprească această sângerare de fonduri. Dar sunt încrezător, mai ales că au lansat și acea versiune cu niște fiuri mai mici. Și îmi dă seama că acest domn care vine din cadrul unei bănci foarte mari, Goldman Sachs, Peter Mintzberg, știe ce și cum, cum să facă și mai rămâne de văzut, o să vă țin și pe voi la curent cu evoluția, dacă va reuși să salveze Grayscale. Și ajungem la știrea momentului. Crypto bubuie, Ethereum se duce la cer și oare de ce? Păi a venit aseară un tweet din partea celor de la... Unde ești, mă, că scrie aici, mă? De la Bloomberg Intelligence, îmi cer scuze, da, așa e când faci multe lucruri deodată, care spune, el spunea că șansele ca aceste ETF-uri pe Ethereum, care, apropo, deadline este joi, adică în 23 mai, au crescut dintr-o dată de la 25% la 75%. Imediat discutăm așa mai în detaliu. Eu sunt curios dacă voi sunteți încrezători sau nu că vom avea aprobare pe aceste ETF-uri joi. Lasă, te rog, un comentariu, da sau nu, ca să nu scrii foarte mult. Dacă scrii da, înseamnă că zici că se va aproba. Dacă scrii nu, înseamnă că nu se va aproba. O să vă zic și părerea mea un pic mai târziu. Și hai să vă arăt și tweet-ul. Unde ești, mă? Unde ești, mă? Cred că era pe aici, mă. Uite-l mai aici, de-aia nu le-am. Deci, domnul Eric Balciunas a dat acest tweet ieri în 20 mai și cu domnul Nate Geraci, cumva așa împreună, și totul are legătură cu aceste documente pe care cei de la SEC le-au cerut exchange-urilor. Aceste 19B-4S sunt niște reguli, niște chestii care au legătură cu ETF-uri, partea aceasta de reglementare și atunci aceste lucruri, acest update care a venit din partea SEC a pus așa, ca să zic, gaz pe foc în dacă se aprobă sau nu. Și atunci acest analist de la Bloomberg consideră că au crescut foarte mult șansele. Și după acest tweet, dă seama ce s-a întâmplat în piața cripto. Acum, unde era? Uite, vă arăt aici. La data filmării acestui video, Ethereum era la 3658, o crește cu 17,80% într-o singură zi. Dă seama ce mult înseamnă pentru ETH, mai ales că are o capitalizare mare și așa mai departe. Acum ați văzut și voi pe grafice tot ce înseamnă ecosistem ETH, a bubuit. Asta era de așteptat și acum să vă zic ce cred eu. Eu sunt așa mai la mijloc, ca să zic așa, mai spre partea asta de nu cred că se va aproba acum joi, ziua aceasta. Știu că este un deadline și în august pentru cei de la BlackRock. Eu sunt în tabăra celor care cred că cei de la SEC vor amâna, vor spune că mai au nevoie să analizeze, că de au cerut aceste documente și trebuie să le mai studieze.
Și mai devreme sau mai târziu, nu este de dacă, ci doar de când se vor aproba și aceste ETF-uri. Acum, dacă mă înșel, să zicem că joi se aprobă, ce pierd eu? Nimic. Am ETH, mi-a crescut și mie portofoliu, sunt fericit. Păi și dacă chestia asta a fost doar un pump and dump, băieții deștepți au vândut, iau profit și joi vine că nu se aprobă. Am șanse să cumpăr iară cripto, nu? Pentru că o să fie un dump în piață. Deci asta trebuie să fiți voi, tot timpul pregătiți pentru ambele tabere. Și dacă e de bine și dacă e de rău. Asta face un investitor, nu este într-o singură direcție, nu este taur la infinit și uită să vândă, să ia profit și atunci se trezește în bear market cu izmenele așa, știți și voi expresia, dar nici să fii urs la infinit, se duce mai jos, se duce mai jos, bro, bro, nu cumpăra că se duce mai jos și după aceea să realizezi, na, au trecut iară câțiva ani și am ratat oportunitățile. Și înainte să încheie acest video, vă spun, cine dorește, cine poftește, astăzi la ora 20 vă invit pe live cu cei din comunitate, o să discutăm ceea ce doriți voi, și fundamente, și grafice, și orice aveți voi, sunt pregătit pentru voi. Presim că veți avea foarte multe întrebări interesante. Ne vedem. Vă mulțumesc pentru vizionare. Pa, pa!